Inteligența femeii nu stă în frumusețea ei, declara la sfârșitul secolului al XIX-lea tânăra avocată Sarmiza Bâlcescu. În 1884 a fost prima femeie înscrisă și acceptată la Facultatea de Drept din Paris. Curajul, inteligența și tenacitatea româncei sunt încununate cu o teză de doctorat susținută în anul 1890, tot la Sorbona. Firește, teza care a primit calificativul magna cum laude era feministă, condiția juridică a mamei. Sarmiza Bâlcescu devenea astfel prima femeie din lume doctor în drept. La vârsta de 23 de ani, tânăra juristă depune cerere de înscriere în barou. În 1891 a fost admisă în baroul Ilfov, care era prezidat de renumitul avocat și om politic Tache Ionescu. Își folosește însă cunoașterea și energia în acțiuni sociale. Este membră fondatoare a Societății Domnișoarelor Române, care își propunea să lupte pentru creșterea gradului de educație în rândul femeilor. Creează pentru femei ateliere pentru țesături românești și întemeiază Consiliul Superior al Industriei Casnice. La 8 martie 2018 este nominalizată în topul celor 80 de femei care au schimbat lumea.